Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol și din învățăturile înalpestului Mitropolit Andrei, din Spiritualitatea creștină pe înțelesul tuturor, și anume capitolul despre mânie. Și dar Mitropolit Andrei Andreicut, Spiritualitatea creștină pe înțelesul tuturor, patima mâniei. Oamenii robiți de bunăvoie au nevoie de bani. Numai un anume pătimaș, un anume păcătos, are nevoie de bani pentru a duce o viață de uzur, dar nu numai el, ci sunt asemenea mulți indivizi. Și cum fiecare dorește cât mai mult și cât mai îmbelșugat uzur, intră în coliziune cu alții. Din această ciocnire de interese se naște o altă patimă, mânia. La mânie ne oprim acum. Este o patimă urâtă, mânia. Greu reușește omul să scape de ea. Dacă pentru moment suntem cuprinși de mânie, nu trebuie să rămânem în această stare. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne spune: mâniați-vă și nu greșiți, soarele să nu apună peste mânia voastră. Omul are o pornire lăuntrică atunci când este lezat, să se răzbune. Se mânie pe celălalt și încearcă să se răzbune, să pune lucrurile la punct. Nu lasă pe Dumnezeu să pună lucrurile la punct. Să le pună la punct, dorește să le pună El. Din punct de vedere spiritual, această atitudine nu este bună. Sfântul Apostol Pavel ne spune care e atitudinea cea bună atunci când suntem cuprinși de mânie și am dorit să ne răzbunăm pe celălalt. El spune: nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, grămădești cărbuni de foc pe capul lui. Sfântul Grigore, teologul, tâlcuiește acest lucru prin felul că nerăzbunându-te, ci răsplătind rău cu bine, lăsând totul în grijă lui Dumnezeu, îngrămădești cărbunii iubirii, focul iubirii pe capul lui, pe mintea lui. Și atunci el, până la urmă, se va aprinde și el de dragoste. Va zice de două, trei ori: eu am făcut-o rău și iată că acesta mi-a făcut bine. Eu iar am făcut rău și iar mi-a făcut bine. Și iar am făcut rău de trei, patru ori și el mi-a făcut tot bine. Și așa omul se poate schimba. Nu numai Sfânta Scriptură consideră mânia un păcat greu, o patimă care trebuie înlăturată, ci toată tradiția noastră creștină. Pentru că mânia sau setea de răzbunare nu îi face rău numai celuilalt, ci în primul rând ne face rău nouă, celor ce ne mâniem, celor care dorim să ne răzbunăm. Mânia roade înăuntru nostru și ne creează o stare de disconfort. Sfântul Ioan Casian zice: mânia mognind tăinuit în inima noastră și orbind cu tulburările întunecate ochii inimii, nu mai putem dobândi puterea de a deosebi cele ce sunt de folos și cele ce nu sunt de folos. Nici puterea cunoștinței duhovnicești sau pătrunderea cunoștinței duhovnicești. Cum la mânie se întunecă, nu mai judecă înțelept. Deci atunci când mognește mânia în inima noastră, nu avem puterea de a deosebi lucrurile folositoare de cele nefolositoare. Omul cuprins de iureșul mâniei nu mai judecă bine, se poate dezlănțui și poate face fapte necugetate. Din această mânie se poate naște cearta și bătaia și până la urmă chiar omorul. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur, observându-i foarte atent pe mânioș, trage o concluzie: între mânie și nebunie nu este nicio deosebire. În Pateric, Maica Sinclitichia zice: bine este a nu te mânia, dar dacă se va întâmpla, nici o parte din zi să nu ți se lase spre patimă, zicând: să nu apună soarele, dar tu să aștepți până ce toată vremea ta apune.
Adică Scriptura zice să nu apună soare peste mânie a noastră, noi ar trebui nici să ne așteptăm, adică repede să ne îndreptăm. Dar Sfânta Sincritichia zice, noi așteptăm să ne apună toată vremea? De ce urăși pe omul care te-a mâhnit? Nu este el ce ți-a făcut o mare, nu este el cel ce ți-a făcut o mare strâmbătate, ci diavolul. Urăște boala, nu urâi pe cel ce bolește. Și atunci, care e remediul? Ne spune Sfântul Evagrie Ponticul, nu va putea să ajunge de la sine amintirile pătimașe omul care a avut grijă de poftă și de mânie. Pofta stingând-o cu poftiș, cu privegheș, cu culcatul pe jos, iar mânia îmblânzind-o cu lungă răbdare, cu suferirea răului, cu nepomenirea răului și cu milostenia. Deci mânia o îmblânzim cu îndelungă răbdare și cu milostenie. Acesta este remediul. Îndelungă răbdare și milostenia. La final vă dau afirmația Sfântului Ioan Gură de Aur legată de setea noastră de a ne răzbuna. Tocmai pentru că v-ați supărat, iertați-l. Ați suferit multe nedreptățiri, ați fost despuiați, ați vorbit de rău. Ați fost vorbiți de rău, ați fost păgubiți în cele mai grele prilejuri și vreți să, ca dușmanul vostru să fie pedepsit. Iată ceea ce vă va sluji în schimb. Să-l iertați. Dacă singur vă veți face dreptate și voi înși vă veți săvârși răzbunarea prin vorbe și prin fapte sau prin blesteme împotriva celuilalt, Dumnezeu nu va mai sta să vă răzbune. Pentru că înși vă voi ați făcut aceasta și nu numai că deloc n-are să vă răzbune, ci are să vă și pedepsească, fiindcă l-a supărat, adică ați călcat porunca lui Dumnezeu. Vedeți, noi nu trebuie să ne mâniem, pentru că numai Dumnezeu are drept să mâniem împotriva cuiva, că El e fără păcat și El a dat viață, a dat toate, ne-a dat, are putere absolută. Noi suntem și noi împreună greșiți, împreună creați, creaturi cu ceilalți frați și toți greșim și de aceea este un mod fel ideal să ne iertăm unii pe alții. În mânia omenească, dacă lovim slujitorul altuia, stăpânul lui să supără și ia drept o jignire fapta adusă lui de către noi. Când suntem jigniți, fie de slujitori, fie de oameni liberi, dar toți suntem a aștepta judecata stăpânilor lor sau judecătorilor. Așadar, dacă înaintea oamenilor e cu totul nechipzuit ca cineva să-și facă dreptate singur, cu cât mai mult când Dumnezeu este judecător. El va face treaba mult mai bine decât noi. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.